Pagina 931 este cuvântul pe care vi-l propun să privim în el și să lăsăm ca Domnul să ne vorbească. Așa, căutăm fața Domnului. Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetul 14. Traducerea Dumitru Cornelescu la pagina 931. Iisus s-a dus apoi în casa lui Simon Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și a lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îmbrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Amin. Amin. Tată bun, stăm în fața Ta și îți mulțumim că ne iubești. Mulțumim că Tu ne porți de grijă. Mulțumim că ne-ai dat această zi. Ne-ai dat-o întreagă. Mulțumim pentru acest sabat. Mulțumim că suntem împărtășii. Stăm în fața adevărului Tău și dorim să ne comunici ceea ce Tu ai pentru noi, pentru seara aceasta. Doamne, te rog să binecuvântezi pe toți cei prezenți la închinare. Amin. Te rog să binecuvântezi pe toți cei care ulterior vor asculta, vor viziona acest mesaj. Tu ai metode să-i cercetezi pe toți. Crede-mi, Doamne. Binecuvântat fie numele Tău. Rămânem sub privirile Tale așteptând să ne atingi, să ne mângâi, să ne ridici și să ne cercetezi. Credem că o vei face, fiindcă în numele Domnului Iisus am cerut. De aceea te și binecuvântăm. Amin. Amin. Bine v-am găsit la părtășie, la închinare, la cântare, la ascultarea cuvântului Domnului și la împlinirea Lui. Mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să pot ajunge la dumneavoastră și de data aceasta. Spuneam fratelui păstor că anul acesta, iarna aceasta, nu doar din punctul meu de vedere, este una specială, în aceea că, mergând la evanghelizări, în predicarea cuvântului Domnului, în alți ani, alte ieri, constatam o stare de blazare, așa, de suprasaturație la mulți. Însă, iarna 2008-2009 pare a fi un vârf de formă pentru foarte mulți din cei care aud despre predicare. De exemplu, mă aflam în Zalău și au trebuit să aducă de la alte biserici scaune, să pună în hol până afară, pentru cei care nu mai încăpeau efectiv. La Oradea, un local mare, coridoarele pline și în curte. La Baia Mare, sală imensă, la 4:30, 5, nu mai erau 10 locuri dacă voiai să aduci prieteni. Coridoarele pline până în hol, o sală, ca un vas. La Deș, la Timișoara. Pretutindeni se constată această preocupare, această deschidere
această apropiere de Domnul. Și vă spun și dumneavoastră să fie un motiv de bucurie, un motiv de încurajare, înțelegând că astfel Sfinții Domnului grăbesc venirea Lui. Vă apreciez și pe dumneavoastră că ați hotărât un timp când să îl dedicați Domnului pentru vestirea Evangheliei, pentru a deschide uși, să vină oameni la mântuire și nu în ultimul rând, așa cum în spiciu dânsului fratele amintea că se impune, se convine o rededicare pentru Domnul. Frații de pretutindeni vă încurajează, vă salută și vă transmit urări frățești și Domnul să vă binecuvânteze. De asemenea, familia mea, familia noastră, vă încurajează și vă salută și rămân cam cu atât, cu salutările și cu bruma de gelozie, că nu pot fi și ei cu mine de fiecare dată. Duminica trecută am slujit la Bruxelles. Acolo am întâlnit mulți frați de-ai noștri, au cumpărat un cinematograf pe care l-au amenajat și sâmbătă, duminică, duminică, seară și luni, 1.000-1.300 de oameni erau prezenți la ascultare Evangheliei. Așadar, Domnul nostru vine. Acum avem un cuvânt, o lecțiune, în care va trebui să privim. Și ceva ne este nouă familiar. Și anume, Petru. Poate ați auzit careva dintre dumneavoastră despre numele ăsta, Petru. Sper că nu-i foarte rar de auzit numele acesta. Apoi, iarăși, un cuvânt care scoate în evidență o calitate, un statut al unei persoane numit soacră. Cine nu știe ce este soacră? Rău, știi ce-i soacră? Am zis că cineva face din mână, nu știți? O să învățați voi ce-i soacră. O să știți voi pe de rost până la urmă, lasă. Așa, o să știți. Dar pentru cei care nu știți, e în alt termen spus, e un fel de bunic, de bunicuță. Hai, cum spunem așa, de-abia aștepți să stai față în față cu ea să te mângâie și să-ți dea cadouri. Asta e treaba soacrei, de fapt, să facă. Ion Creangă, în poveștile lui de umor, uneori spinoase, s-a încumetat să vorbească în altă manieră. Și când s-a retras, că de bună seamă nu îndrăznea să îi spună poezia asta de față. Ci a trebuit să o spună de la distanță. Zis, soacră, soacră, poamă acră. De te-i coace un an și o vară, zicea el, tot ești acră și amară. Deci ai un creangă. Vom vedea dacă el are dreptate ori nu. Am încercat să definim termenii. Soacră și numele acesta de băiat foarte des întâlnit pe la noi și în toată lumea. Eu îl întâlnesc adesea numele acesta. De Petru. Lecțiunea aceasta, întâmplarea aceasta, este preluată de ceilalți evangheliști, și anume, Matei o prelucrează, Marcu o prelucrează și doctorul Luca, la rândul lui, prelucrează lecțiunea aceasta. Se aseamănă toți atunci când vorbesc de faptul că personajul, subiectul în discuție, studiul de caz care este adus înaintea Mântuitorului, este același. O femeie care, a cărui statut, deja nu-l mai rostim, gata, am discutat, este mama soției Sfântului Petru. Toți sunt de acord că mama soției Sfântului Petru are o problemă. Toți sunt de acord că problema pe care ea o are
Este o boală definită friguri. Cine știe ce-i boala de friguri? Na, friguri. Până la urmă clarificăm și pe aceasta. Se pare că era un diagnostic dat așa popular, dar boala aceasta era rezultatul unei trăiri într-o stare de sărăcie, de neglijență, de mizerie și de alimentație nepotrivită. Boala aceasta se manifesta cam așa. Omul era într-o stare de dezechilibru, nu se putea ține, nu se putea îngriji, nu se putea pregăti, nu avea control asupra lui și tremura foarte tare. Și oamenii, în termen popular, tremură parcă este frig. Și au zis, ăsta e bolnav de friguri. Medicii ar fi spus altceva. Toți spun că persoana aceasta trăia în casa unde trăia Sfântul Petru. Parte din ei, din evangheliști, se diferă. Și anume, Marcu, evanghelistul Marcu, spune, femeia aceasta locuia în casa lui Petru și a lui Andrei. Se pare că tribul lor era unul modest și ei aveau ei o căsuță, un bordei, o coliba lor, o casa lor rudimentară și nu erau niște predicatori care să aibă foarte mari fonduri, așa că locuia Petru, soția lui, îi face loc într-o cameră sau într-un colț mamei soției lui și undeva sub același acoperiment și Andrei. Asta spune Marcu. Se vorbește despre boala aceasta și doctorul Luca spune că boala aceasta nu a venit așa, a trecut ca în poezia lui Topârceanu. A trecut întâi o boare pe deasupra viilor și a furat de pe împoloare pufuri păpăhiilor. Nu. Se spune că boala aceasta, în terminii noștri, a avut o strategie. Și până la urmă, femeia aceasta, persoana aceasta, zice că este prinsă. Din termenul prins, noi imediat ne imaginăm o cursă de urmărire. Cineva aleargă, se ascunde, se ferește de poliție, de Interpol și se ascunde în Viena. Și într-o zi, ăștia vin și îl prind. Sau se ascunde în altă parte și ăștia îl prind. Este o cursă de urmărire. Biserica Domnului se aseamănă cu trup, turmă, oaste, mireasă. Când Biserica Domnului este asociată cu turmă, ne este permis nouă să folosim exemplu pentru a fi mai bine înțeleși. Și anume, turmele de oi erau și sunt păstorite din niște oameni. Și așa cum oamenii nu sunt toți la fel, nici dobitoacele acelea nu sunt la fel. Dar există oi din turmă care unele merg înainte. Altele ies din turmă și se ridică în două picioare și mănâncă frunze din pom, aleargă. Altele vin de-abia, de-abia. Unele rătăcesc, aleargă. Și spun ei, îngrijitorii, crescătorii de animale, că oaia din turmă predispusă să fie luată de fiară este oaia aceea rebelă, răzleață, de multe ori excesiv de îndrăzneață. Nu vine lupul să o ia din mijlocul turmei și să o sfâșie. Lupul este atras, fiara este atrasă din mirosul turmei, de feamătul ei, de zgomotul ei
și o urmărește pe aceea răzleață rebelă și pe aceea o prinde și o ia. Lecțiunea noastră spune că Domnul Iisus Hristos are o succesiune de mesaje pe care le prezintă. Și la un moment dat, Domnul săvârșise minuni. Ținuse predici, săvârșise vindecări, undeva, la Capernaum, în sinagogă, în templu. La întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, vin ucenicii lui, între care Petru, Andrei și poate ceilalți. Este însă ceva. Când una din persoanele dragi, sfinților, are o problemă, ea, persoana aceea, devine preocupare pentru sfinți. Ea devine o preocupare pentru sfinți. Sfinții se duc la întâlnire cu Domnul și când se roagă, în subiectul rugăciunii lor, când întreabă, este cineva care are pe cineva drag pentru care să ne rugăm, ei spun, am eu pe cine? Și spun persoană. Când unii se roagă și mulțumesc pentru diferite motive, sfinții se roagă pentru persoana aceea. Când alții au motive multe să se bucure, sfinții din când în când se opresc și spun, da, da, avem pe cineva acasă care nu cântă, nu se roagă, nu se igienizează, nu se îngrijește, nu are control asupra ei, nu poate pregăti mâncare nici pentru ea, nici pentru noi. Ea este mereu o preocupare pentru sfinți. Când ei au de a se apropia de Domnul, în preocuparea lor au ca o povară persoana aceea rătăcită. Ea este o preocupare pentru sfinți. Una din marile probleme ale sfinților sunt următoarele. Grija de cel de lângă noi. Oamenii, omul de lângă noi. Umbrarea cu Domnul elimină, dizolvă egoismul. Umbrarea cu Domnul dizolvă sinele. Umbrarea cu Domnul le pune pe toate acestea în plan secund și umbrarea cu Domnul îi face pe sfinții lui să fie sensibili, preocupați de ei și preocupați de celălalt. Se spune că la un specialist în Statele Unite s-a dus cineva și l-a întrebat, dacă vine o persoană dărâmată, fizic, spiritual, social, moral, cum vrei, intelectual, ce soluție îi dai? Și specialistul a spus, îl trimiți să caute pe cineva ca el, să-l ajute și ajutându-l se vindecă. Ajutându-l se vindecă. Fiindcă noi avem o problemă. Ori dacă ne merge bine, râdem cu gura până la urechi, de nimeni nu ne mai oprește, ori dacă vine o adiere de faliment, ce faci? E, Dumnezeu mă știe. Dar cum îți merge? Nu mă mai întreba. Dar ce fac ai tăi? Vai de mine să nu-ți spun. Dar cum se mai descurcă? Săracul de el. Se spune că evreul, evreii ca la noi, dacă atunci când li se năstea un mic copilaș, se ducea și îl prindea de obraz și spunea, mă, șmecheroile! Probabil de acolo sunt șmecherii de România. De acolo se trag, avem și noi mulți acum. Românul, când se năștea copilul, vă faci ce frumos e săracul. Și așa a ajuns. Așa a ajuns. Da. Dar el este preocupat de sine. Eu, mie, nouă, al nostru. Sfinții sunt interesați de cel de lângă ei și fac din cel de lângă ei preocuparea lor.
Doi. Cel de lângă ei ajunge în starea în care este, ajunge pradă ușoară ca urmare a comportamentului. Spune Biblia că persoana aceasta, femeia aceasta, este prinsă de friguri. A existat o urmărire. În primul rând, s-a uitat odată pe internet și a văzut niște imagini care pasager, așa, au zis, mare lucru. Și după ce a închis, a zis, bă, da, ia, o să mai deschid odată când sunt singură, să mă uit eu mai bine. Că nu mă deranjează nimeni. A deschis și a zis, mă, foarte interesant. Închid. Și se uită și a treia oară. Mă, parcă totuși îmi stăruie în minte imaginile alea. Și s-a uitat și a treia oară. Și a patra oară, și a noua oară, și a 15-a oară, și a 60-a oară. Și până la urmă zice, mă, nu-mi plăcea, dar m-au prins frigurile. Mă, nu-mi plăceau manelele. Mie nu-mi plac și doresc să nu placă nimănui. Dar nu-mi plăceau, mă. Dar le-am auzit odată așa cum cântau ei, parcă se văicăreau. Bă, și au introdus așa limbajul acela licențios. Mă, și doar și eu sunt om, mă. Doar și eu sunt om și am și o inimă. Și unii zic așa precum toate carele. Și atunci am început să-mi placă, mă. Mă-mi plac și acum m-au prins, mă, și nu mai pot scăpa de ele, mă. M-am uitat la telenovele. M-am uitat și în stat nu-mi plăcea, mă, când îi vedeam pe sud-americanii aceia, că se uită și toată ziua și toți ne scorcesc și inventează. Mă, dar acum parcă fac parte din viața mea. Și se spune că într-o zi o soră a venit la biserică și trebuia să se roage individual. Și a zis, Doamne, binecuvântă pe José Armando. Au prins-o figurile. A fost o cursă de urmărire. Au prins-o frigurile. M-a întrebat ieri, ai zis că-i prezinți tu. Am zis că nu o să le mai zic nepoței, că mă uit la ei în sus, așa. Nici nu sunt nepoței, Cezar și Ghiu. Între ei străjuiește Raul. M-au întrebat ieri, dimineața de fapt. Am ajuns într-un pecu și am comandat cafea. Și mă întreabă Cezar ce... Ție chiar îți trebuie cafea? Îmi venea să spun, mă, dar tu nu poți să taci din gură? Altă treabă nu ai, ce mă întreb de asta? Uite, și am încercat eu atunci să o fac așa ca politicienii să o scot cumva. Așa. Păi de ce? Păi, da, să nu înțelegeți care vrea că sunt împotrivă, să nu care cumva să nu dați cafea. Numai că, odată o ia și zic, mă, mirosul. Mă, de miros. După aceea zice, aburul. După aceea zice, bă, îmi place ceșcuța cum arată, mă, să o personalizez, că e a mea. Și pe urmă să beau prin ceșcuța aia, să beau nu știu ce compot, că dintr-o caisă s-a umplut. Mă, dar după aceea zice, mă, da, așa cu o micuță prăjitură, cu biscuite și tot așa, și tot așa. Și mă întreb, ai mâncat al soră? Nu am mâncat. Da, ești în post? E, nu sunt post, că am băut cafea. Dar de ce ai băut? Dar ce crezi că pot fără ea? Dar de ce? M-au prins! Zic așa de cafea, ca să nu zic de altele. Să nu zic de altele, că sunt altele de zis. Uite, mine altele de zis. Că prin. Până și curățenia. Să nu înțelegeți că sunt împotriva curățenii. Cunosc persoane care au spus, domnule, soțul zice, domne, soția mea e bolnavă. De ce e bolnavă? De făcut curățenie. Zice, și noaptea trebuie să scobească ceva până parcă gratează în pereți, în geamuri, în sticlă, domnule. Stai, oprește-te, te-au prins. Discutam cu un prieten, era soție, păstorul. Și soția, când discutam, soția lui zice, și pe mine m-a prins, dar ce? Nu trece nicio zi fără să citesc Biblia. Zic, acum gata. Da, așa, da, merită. Însă există o cursă de urmărire. Și zicea un bătrân din zona Bucovinei, seamănă un gând și vei culege o faptă. Seamănă o faptă și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un destin.
Încet, încet, așa precum bulgărele de zăpadă, se duce și ajunge ea, el, la un moment dat, când toți sunt la adunare, ea nu-i la adunare. Dar de ce? Au prins-o. Când toți sunt la rugăciune, el nu-i la rugăciune. De ce? L-au prins. Când toți se bucură, el e acru, parcă a făcut baie în Hellas. De ce? L-au prins. El este prins de câte ceva. Ăla muncește toată ziua. Ăla chiulește toată ziua. Ăla bârfește toată ziua. Ăla minte toată ziua. Dom'le, dacă nu minte, îl doare în gât pe el. Vă mai spuneam altă dată. A devenit scort la români. Dom'le, zice el, când bârfește, se vindecă de gripă, nici măselele nu-l mai doar. L-au prins. Așa. Și dom'le, când intră în meniul lui, e domeniul lui. Tatăl nostru ne spunea că în sat la ei, acum au fost, nu au fost, dar probabil că să dormim liniștiți, ne spunea și nouă așa și eu l-am crezut. Și acum el a plecat în veșnicie și nu mai pot contrazice, dar că era în sat la ei un om obișnuit să fure, un cleptoman. Să fure. Și viscolea și nu au găsit nimic să fure în ziua aia. Știți ce-i furat? Ceva așa, care românii nu au treabă cu asta, da? Unii, da. Românii nu prea fură. Ei numai merg așa, merg și zice, dacă tot se împiedică, de ce să pice ei să se lovească de asfalt? Mai bine pică cu mâna în poșeta vecinului. Păi nu o să iasă cu mâna goală de acolo. Și că omul mergea și odată vi spune, ia căciula și o aruncă peste gard. De ce s-o fure, domne? Să poată dormi. L-au prins figurile alea și el nu putea dormi. Nu poate dormi până nu minte, până nu... Mă, ți-ai plătit telefonul. Vai de mine ce scump e. Dar măcar puțin așa trebuie să dau telefon să mai aflu ceva noutăți. Știi, adevărate, dar ce? Poate trebuie să fie adevărate. Să fie ceva. L-au prins, au prins-o. Devine pradă ușoară. Cunosc, am cunoscut oameni care ei sunt tomberonul de gunoi. La ei vin toate știrile, toate bârfele, toate minciunile, toate invectivele, vin la ei. Toți vin și vând. Că el tot timpul primește masă. Mai mai auzit ceva, vino și spune. Și aduce la el, decantează. Și el e prim. Dar el află înainte să se întâmple. El află înainte să aibă loc. El le știe pe toate. El e preocupat de așa ceva. Și când este preocupat de așa ceva, sfinții sunt în prezența Domnului, el izolat. Sfinții la închinare, el în mizerie. Sfinții la părtășie, el este imobilizat. El stă departe de ei. 3. Domnul Iisus Hristos este în zona aceea. Se bucură ucenicii de prezența Lui și la sfârșitul predicării unul din ucenici se apropie de Domnul și spune: Doamne, nu vrei să vii astăzi până la mine acasă? Da, de ce să vin acasă? Păi uite, am pe cineva care are o gravă problemă. Și în al treilea rând spun așa, între sfinți doar cu adresa. Știți la ce adresă locuia persoana aceea? La adresa cu Petru, la adresa cu Andrei, la adresa cu sfinții. Și cu toate acestea, ea este prinsă de friguri. Asta înseamnă ceva. Ce înseamnă? Că locuiesc într-o familie de mântuiți, de pocăiți, de cântăreți, de dirijori, de proroci, de păstori, de predicatori, de penticostali, de baptiști, de catolici, de ortodoxi, de orice ar fi ei, de religioși. Religiozitatea lor nu mă contaminează să mă ducă pe mine în rai. Eu am o mare nevoie de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Slavă Domnului Iisus! Discutam cu pastorul Iosif Țon și l-am întrebat, frate păstor, la ce carte mai lucrați? Și el a spus, cartea la care lucrez se intitulează Căderea în ritual.
Păi de ce, frate? Scrieți asta. Zice, 90% din cei care populează adunările noastre nu sunt născuți din nou. Ei vin așa că le-a zis tata, că le-a zis mama, s-a obișnuit așa. Și e un alt gen de divertisment care nu costă. Păi o așa muzică într-o casă de cultură costă. La adunare nu costă nimic. Și dacă nu-ți place, tu duci acasă și critici. Condiții, lumină, aer condiționat. Nu ți-e teamă că dacă ai lăsat haina la garderobă, cineva îți întoarce buzunarele pe dos? Merită să merg acolo, dar de ce mergi? Păi așa a mers și tatăl meu, și mama mea, și rudenile mele, și prietenii mei, și frații mei mai mari, și surorile mele mai mari. Și merg și eu, și între ăștia, nu ți-e teamă, mai găsești un loc de muncă, mai o vorbă bună, mai te găzduiesc, mai te culcă în microbus, mai te duc, mai te aduc, o rezolvă ei. Între sfinți merită să ai adresa. Dar ar trebui să fii și tu sfânt. De ce e important să fii sfânt? Să ai adresa acolo. În ce cartier locuiești? Cu sfinții. În cartierul lor poți să lași mașina deschisă. În cartierul lor nu ți-e teamă că cineva escaladează geamurile, acoperișul. În cartierul lor nu ți-e teamă că se vor juca micuții și se vor prăpăti. E în cartier cu sfinții. Între sfinți doar cu adresa. Națiunea română și-a asumat o adresă, o titulatură, brandul de țară, țară creștină. Numai că e atât de creștină încât au multe pușcării, multă delicvență juvenilă, multă șmecherie, multă trădare, mulți șmecheri, multă minciună, multă. Și când îi întreb, spun, noi suntem națiune creștină. Noi suntem națiune creștină. Și spun ei, domne, cine s-a născut în România e creștin, domne. Dacă aparții acestei națiuni, înseamnă că tu aparții sfinților și înseamnă că mergi în rai. Nu. A fi la aceeași adresă cu sfinții, nu înseamnă că ai garanția ajungerii în rai. La un moment dat este nevoie de cineva care să îl aducă pe Domnul Iisus Hristos lângă patul tău când nu te aștepți, când nu ai nevoie, când nu l-ai chemat, când nu ți-l doreai, când nu-l preferai, îl aduc ei. Câți dintre noi îl dorim pe Domnul să vină la noi acasă? Este extraordinar. Că noi când mergem la biserică, spun jurnaliștii la noi, domnule, când se merge la biserică, mergi pios, o față așa ca de fontă, așa, nimeni nu mai zâmbește, nimeni nu mai nimic, mergi acolo, domnule, și ai o atitudine de înger. Dar după ce ieși, după ce ieși, nu mai contează, domnule, în vamă, pe autostradă, în peco, păi nu mai contează. Acolo, să dea bine la imagine. Acolo imaginea să fie bună. Am mers într-o primă biserică și eram într-o familie. I-am întrebat pe băieții care m-au invitat la biserica aceea, mă, la voi se poartă cravată? Și a zis, mă, se poartă. Dar dacă vin prieteni, vin oaspeți cu cravată, îi primiți? Deci îi primesc, dar pentru dumneavoastră, cum sunteți așteptat, ar fi bine să veniți fără cravată. Îmi dau cravată jos. Și am zis, stai, mă, dar dacă eu mă duc la amvon, predic fără cravată și ăștia numai aliluia și o să am. Și mă văd poi mâine predicând la oraș cu cravată. Nu aruncă ăștia predica la gunoi? Nu. Iau și îmi pun din nou sfoara la gât. Nu aranjez, mi-o dichisesc. O, da, zis că nu vă luați. Am zis, da, mi-o pun. De ce? Las că vă zic că după aia. Mi-am pus cravata la gât și am venit și am zis, dacă oamenii ăștia mă primesc așa, înseamnă că sunt mai pocăiți decât mine. Și înseamnă că eu sunt matur și nu voi avea o față dublă. Am mers la biserică, am predicat, pastorul, un om în vârstă, stătea acolo, cu vremuri nu se cânta la instrument în biserica la ei. Și când a făcut chemare la pocăință, au venit în față zeci de persoane și de pe coridor, din spate, un bărbat în viața mea m-am văzut. De 70 de ani, alerga.
Sentimentul lui era că dacă nu ajunge între primii, el nu mai are iertare. A fost o atmosferă de cer. Am transpirat, am luat și am aruncat-o și am spus, știți de ce mi-am pus? Ca să nu vă trădesc. Sunt prea mulți oameni care avem o față de stradă și una de adunare. O față de sufragerie, de living și una de biserică. O față de sărbătoare și una de toate zilele. Însă, atunci când vorbim de Domnul Iisus Hristos, trebuie să fim de acord, să acceptăm, să vină El la noi acasă. Amen. Și când vine Domnul la noi acasă și pune mâna pe frigider și îl deschide, să zâmbesc de bucurie când se uită în ușa frigiderului. Și când merge acolo în boxă și vede navetele cu ce-mi stâmpăr eu setea, să nu am impresia unei percheziții. Când intră Domnul la biblioteca mea și ia cărțile și începe să le filuiască, să fiu onorat de cărțile pe care le citesc. Când ia DVD-urile mele și le introduce acolo în computer, în DVD, și le vizionează, să spun, da, Doamne, astea au concerte, au predici, au evangelizare, au cântare de laudă, cu asta îmi hrănesc eu sufletul, Doamne. Când vine Domnul în casă la mine, în dormitor la mine, în bucătărie la mine, în curte la mine, să fiu onorat să vină, să am curajul să-L chem să vină, să-I spun, Doamne, vină la mine, Doamne, că eu ce am în inimă am și pe buze. Doamne, eu felul cum vorbesc, așa și gândesc. Eu felul cum mă port, așa și trăiesc. Eu nu sunt duplicitar, Doamne, că-i plină lumea și eu îi pot șmecheri pe mulți. Dar pe Tine nu pot, Doamne, că Tu ești Dumnezeu. Laudă Domnului Iisus! Și la ce mi-ar ajuta mie ce chin? Cei care au despus minciuni spun că au o mare problemă. Ca să poată că minciuna trebuie să fii atent, să o spui mereu și mereu și mereu la fel. Dar adevărul, adevărul, am văzut, am auzit, asta am primit, asta a fost. Adevărul este adevăr și atât. Dar cei care au despus minciuni, ei încearcă mult teatru, încearcă să facă multă armonie, să le cosmetizeze ca să fie crezute. Viața dublă este viață grea. Viața dublă este viață grea. Persoana aceasta este între sfinți doar cu adresa. Doar cu adresa. Și la un moment dat, omul scapă piedica, frâna, și rostește vorbe jenante, jalnice. Și la un moment dat, se întâlnește cu Dumnezeu și trebuie să accepte că El este așa. Ne aflăm la un serviciu de cateheză. O perioadă de cateheză pentru botez. La un moment dat a venit la mine un bărbat cu soția. Și amândoi au spus că vor să încheie legământ cu Domnul prin botez în apă. Ea mai tăcută, el mai vorbăreț. Am avut o discuție de detaliu cu ei. La un moment dat el spune, frate, mai am ceva de zis. Ce? Dacă mi-ar fi spus doar mie, ar fi rămas între mine Domnul și Pământul. Nu obișnuiam. Dar, fiindcă am mai spus și la alții, a făcut-o el public. A zis, frate, am furat de acolo electronică, de acolo aia, de acolo aia, de acolo aia, de acolo... Și ce? M-am pocăit. Și ce faci? Frate, le-am acasă. Și eu i-am spus Domnului că îl iubesc și vreau să fiu doar a Lui. Și când merg acasă și mă uit la tinechele, la hardughii, îmi stau pe cap. Simt că plesnesc, crapă inima în mine. Ce să fac? Și am zis, mă, Ștefan, scapă de ele. Dar cum? Nu le vine, că nu sunt ale tale. Scapă de ele. Dar zici, tata, eu l-am păgubit pe omul acela. Și ce ai de gând? Am de gând să iau sacul și să mă duc de la poartă și tot să-l scutură la toți. Și spun, ia și tu, ia și tu, ia și tu. Și am zis, mă, și dacă te duci la ușa lui și când tu îi aduci obiectul, te trezești cu câteva perechi de palme. A zis, dacă e numai atât, e slavă Domnului.
Să nu fie mai mult, dar dacă e numai atât, e slavă Domnului. Dar de ce? Tatăl meu era omul rugăciunii, mama, femeia rugăciunii, în casă la noi. Era har! Era sfințenie, dar eu eram doar în casă cu ei, dar eu trăiam ca străin, ca lumea. Eu eram între sfinți doar cu adresa. Dar sursa mea de viață, de comportament, de trăire, de umblare, era din întuneric, de afară. Și acum m-am întâlnit cu Domnul și vreau să încep o nouă viață. Persoana aceasta este între sfinți doar cu adresa. Vine Domnul Iisus Hristos la invitația lor acasă și Biblia spune așa. S-a dus în casa lui Simon Petru. S-a dus acolo și a văzut pe femeia aceasta zăcând în pat, prinsă de friguri. Domnul Iisus Hristos se apropie de cel căzut. După gândirea noastră, după înțelegerea noastră, dacă cineva drag spune că are un copil bolnav sau cine știe cum, ne rugăm cu foc și nu e rău. Dacă ne copilul acelea, Doamne, ascultă, vezi tu, îl vindeci, îl vindeci, dacă nu. Nu, Domnul nu este selectiv. Domnul Iisus Hristos iubește pe toți oamenii. Lăudați să fie numele Lui. Așa cântă copiii la școala biblică. Iisus iubește pe fiecare, pe fiecare. Domnul iubește pe fiecare. Laudă Domnul Iisus. O spun din propria experiență. Am zis-o și o zic. Vin dintr-o familie modestă, foarte modestă. Și dacă Domnul nu s-ar fi atins de mine, nici acum nu sunt grozav, dar aș fi fost o pleavă a societății. Dacă predic Evanghelia la oraș, la radio, la televiziune, dacă pot să scriu și dacă pot să cânt, e că Domnul Iisus s-a plecat spre mine rătăcitor. Lăudat să fie numele Lui. Domnul Iisus nu-i pasă de oricine. El nu se apropie de cel care are portofelul mai plin, mașina polișată, parfumul cel mai scump, cel mai înalt, cel mai pedant. Nu. Domnul se apropie de cel nenorocit. Și Biblia spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Și îl scapă din toate necazurile lui. Aleluia, Domnul Iisus. Dacă ar fi fost după noi, ar fi spus, ce s-o vindești pe femeia aceea? Toată ziua, de ce nu s-a dus la adunare? De ce nu l-a urmat pe ginerile care este un sfânt? Am fi criticat. Dar Domnul nu spune, de ce nu a venit la adunare? S-a făcut aici astăzi rugăciuni, trebuia să fie aici. Dacă nu e aici, de acum duminica viitoare, sabatul următor. Nu. Când este chemat, Domnul vine. Seara aceasta, la finalul mesajului meu, vă voi îndemna să-L chemați pe Domnul acasă. Aseară am predicat în Arad, într-o biserică, și a fost primar, domnul primar și doamnă. Le-am oferit o carte. Au acceptat să stea cu noi la masă și am povestit. După ce au povestit ei, și-au spus impresiile lor despre mesaj, despre predică, despre părtășie. Și era cineva cu noi, un bărbat mai deschis, așa. Și noi vorbeam una, alta, chestiuni de politică, mai iar de biserică. Și ăsta a zis, mă, nu mai mă duceți la politică. Domn primar, dacă vrei să mergi în rai, trebuie să te pocăiești, domnule. Domnule, oricât de primar ai fi, dacă nu te pocăiești, în iar mergi, mă auzi? Mă strângea în spate. Am zis, bă, ce o să fac? Primarul și mai mușca buzele, mai se făcea că râde, mai râdea. Și ăsta a zis, asta e soarta, domnule. Există o singură cale pentru toți, demnitari, miliardari, actori, bogați, săraci, orășeni, țărani. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Și a spus, mama, tata, rudenile, socru, soacra, bunica, bunicul, ăla botezat la Biserica Pentecostală, ăla pâncot, ăla dincolo, ăla duramont, nu știu unde. Și el nepocăit. Și prietenul ăsta nostru a zis, domn primar, în rai se merge prin pocăință, domnule. Soacra, mama, tata, bunicul, rudenile, pot să fie niște sfinți. Domnule, merge în iad, domnule.
mergeam cu băieții și am zis, bă, ce curaj! Bravo lui! I-a spus adevărul. Adresa nu mă duce în mai. Am mai spus odată și o spun și acum. Mergeam la o evanghelizare în Oradea. Pe vremea aceea, acum dumneavoastră o spun, fiindcă dacă o spun la noi în țară, unii se simt neconfortabili. Și aveam o mașină românească. Era o zăpadă să trecem dinspre Vatra Dornei, spre Bistrița. Zăpadă. Erau mașini acolo blocate, noi cu niște cauciucuri de vară. Nu auzisem de cauciucuri de iarnă, că trebuie de astea. Un cumnat al meu era la volan. Și era un cu vola care spunea, cât dați să vă trag? Cât vrei, nu mă adune. Ne-a agățat și cumnatul meu îi introduce în dreapta întâia ca să ajute el dita mașinăria să lucare cumva. Numai că s-a slăbit. Șufa aceea și când a smuls odată, a luat scutul, s-a dus, ăsta rămâne în Valea Plângerii, ăla credea. Eu alergam pe după și el zice, hei, bani, ce bani, mi-ai rupt-o în două. Ai tu o bucată și eu una acum. Bun, mai a dat odată, am mai tras odată pe la 11 în Bistrița, pe elevator, Sudan. Am trecut de Deș și de acum Platina, pușcă Platina. Vine un subofițer, intră la unitate militară, ne scoate aia și pierde cărbunele și arculețul. Le-ai pierdut, dar ai terminat-o. În întuneric. Ce mă fac acum? Se duce el să fure, să fure de la unitate. Și a reușit să fure numai cărbune, dar nu-i arculeț. Am scos de la pix arculețul, pun acolo, gata, am mers. Am mers până în Cluj, iarăși, mașina. Le luăm, le punem mare și ajung dimineața la hotel Dacia, în Oradea. Mă întâlnește fratele păstor prin vremea aceea, Mudura. O, ați ajuns bine, tată, noi, da, bine am ajuns. Se uită în spatele mașinii, zice, o, Renault 12, asta mașină, domnule. Dar numai eticheta ai de dânsa, frate. Numai eticheta. Atât. Ieșisem odată din închisoare. Să nu înțelegi că am fost în bucărie. Deci nu am fost să predic, doar azi, două ore. Și am văzut pe capota unui Trabant BMW BMW. Fum de Trabant, etichetă de BMW. Am văzut pe lăstun. Lăstunul, mașina aia de mișoretelor cu rechita scuțătoare. Era pusă Toyota. Toyota, da. Și am văzut pe căruțele cu roți de cauciuc puse capace de Mercedes. Eticheta nu ajută la nimic. Oricâte capace îi pune pe căruță, tot nu-i turbo diesel. Au zis bine? Voi locuiți la adresa Agape. Eu locuiesc la adresa Betel. La adresa la care locuiesc eu este Betel, casa lui Dumnezeu. Nepoții mei locuiesc la adresa, spiritual vorbind, Mesia. Ăia locuiesc la adresa Emanuel, ăia l-alți la adresa Elim, ăia l-alți la adresa Pentecostal botezat cu Duhul Sfânt, ăia la adresa Ortodox, drept și mărinimos, ăia, care mai de care? Adresa, eticheta, oricare ar fi ea, nu duce pe nimeni în rai. Trebuie să existe un moment al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Am o întrebare. Îți aduce aminte de momentul acela când te-ai întâlnit cu Domnul? Să simți că vibrezi? Să simți că te desfaci, că te cutremuri și să spui, dacă seara asta nu mă pocăiesc, mă desfac, mor! Dacă momentul acela nu a existat, ești între sfinți doar cu adresa. Ești doar în carte de imobil pe pământ, dar nu ești în carte vieții. În carte vieții îi scrie Domnul după ce s-a întâlnit cu omul și omul spune, Doamne, renunț la cenaclu flacăra, renunț la fumătrii, la nuntă, renunț la toate, mă dedic ție și rămân al tău, Doamne. Mărit să fie Domnul Iisus. Altfel, adresa nu mă duce în rad. Vine Domnul și spune, s-a atins de mâna ei și a lăsat-o. Evanghelistul Luca spune așa, a venit Domnul Iisus Hristos
și a vorbit cu boala. Înseamnă că nu era o chestiune de ortopedie, că trebuie pus gips. Să mergi să pui piciorul în gips. Era o chestiune de creier. Era o chestiune de inimă, de suflet, de mistic, de spirit. Și vine Domnul Iisus și spune, a venit El și a mustrat frigurile. Slăvit să fie Domnul Iisus. După mintea mea m-aș fi dus și a spus, femeie, nu-ți e rușine, pune mâna și dă cu aspiratorul în casă. Fă curat și așteaptă pe băieții ăștia cu o supă, că au predicat și au transpirat. Ce-i casa asta? Ce-i cu casa? Și aș fi certat-o. Domnul când vine, nu se ocupă de Ionel, de Basilică, de Costică, de Petrică, de Georgică, de Mărioara, de Nicoleta. Domnul când vine se ocupă de problemă. Slăvit să fie numele Lui. Care este problema care te-a prins și nu te lasă? Care e problema care nu te lasă? Mergem uneori la câte un timp de părtășie și spunem, hai să cântăm, te laud, Doamne, te preamăresc, îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Și unii le ridic așa, parcă i-a prins frigurile. Ori le ridici, ori bagă-le buzunache. Dar nu e obligatoriu. Ridic, nu? Ce? Zi aleluia! Nu, doar că trebuie să... Nu. Amin, slavă Domnului! Nu! Rămâne așa. Starea aceea l-a prins ceva. Am cunoscut două femei din sat la noi, unde ne-am născut. Niciodată n-au mers la casa Domnului pentru o simplă vorbuliță spusă de cineva. Nu furau, nu jurau, nu vrăjeau, nu făceau păcate, nu, nimic. Dar ele aveau universul lor și restul bisericii. Ele acasă. Le-a prins și știi cum spune Epistola către Evrei? Păcatul care ne înfășoară. Încet, de-abia observ. Încet. Am vizitat zona aceea a Australiei la Melbourne. Și m-am dus și eu să văd, cu gândul la unele evenimente, nu are rost să rostesc nume, a unui prieten care a plecat în eternitate în felul acela. Și m-am dus să văd pe acolo zona aceea și prietenii au spus, observ, există o plantă cât de lățimea a trei degete, zici că sfrâie la cai de piele. Și sunt portate de curent. Și spune, dacă pici acolo și cum poartă de curent îl preia pe om și îl ține acolo și nu mai ieși. L-au prins. Îi prind frigurile. Mergeam împreună cu băiatul nostru, cu Flavius, la evanghelizare, la o întâlnire, la tabără, la băile acele din Banat, înspre Mehedinți. Dicol de Caransebeș. Herculane. Herculane. Și mergând pe drum cu el, mă întreabă la un moment dat, tati, că eu tot voiam să pun citirea Bibliei, predici. Și el zice, tati, dar am o întrebare la voi. Ce? Asculți o predică o dată de două, de trei ore, un studiu. Dar nu te plictisești, bă, frate, tot asta? Mă, ce să-i spun? Că nu mă plictisesc, spunea că am o problemă. Că ar trebui normal să mă plictisesc. Și îl întreb pe el, dar tu te uiți la desene? Oho! Da la filme, da FIFA, dar dacă te-ai uitat odată, te mai uiți. Cum să nu? Mă uit de 10 ori și a 11, dau 10 iala. Dar mă întreb, cum de poți? Oh, chiar. Am mers la timpul acela de părtășie, ascultă predica și când sunt invitați în față să vină, au venit câteva sute de tineri. Într-un colț, cu mâinile ridicate, un băiat slăbuț, picura din coatele lui transpirație. Plângea și se ruga. O atmosferă înălțătoare, la întoarcere de la locul acela, mergeam spre casă și acum eu voiam să ascult știri, el nu mai voia știri. El voia numai cântare, numai studiu. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu mai trebuie de asta. Am ajuns acasă și soția spune, fetelor, du-te și tu, găleata, cu gunoi.
Până el să plece, el pleacă. Și soția întreabă, dar ce s-a întâmplat cu el? S-a întâlnit cu Domnul Iisus. Până aici trăia la adresa cu Sfinții. Acum s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Măriți să fie numele Lui. Când vine Domnul, se ocupă de oricine ar fi el. Nu există groapă, prăpastie, întuneric, mizerie în care diavolul să arunce pe cineva și Domnul să nu se poată coborâ. El poate, el poate, el poate. Domnul vine, se apropie de cel căzut, se apleacă de cel căzut și el răspunde nevoilor oamenilor. Nu numelui, nu persoanei. El mustră frigurile. Și întâlnirea cu Domnul are o finalitate deosebită. Și anume, până atunci ea era la adresa cu Sfinții. Însă, semnul, primul semn al întâlnirii cu Domnul este următorul, urmărisimă. S-a atins de mâna ei, frigurile au lăsat-o, apoi ea s-a sculat. Adică, ea participă la binele ei, ea participă la echilibru, ea participă la schimbarea imaginii, ea participă la schimbarea statutului, ea participă la și renunță la trecutul ei, își face partea. S-a ridicat și zice, frigurile au lăsat-o și ea a început să îi slujească. Cel care pretinde că s-a întâlnit cu Domnul, după ce vine la întâlnirea cu Domnul și habar, nu-l interesează dacă Domnul are nevoie de el, ăla nu a avut o întâlnire reală cu Domnul. Cel care a avut o întâlnire reală cu Domnul, începe să-i slujească Domnului, fără să zică păstorul, comitetul, dirijorul, nu știu cine. El slujește. De ce? Pentru binele pe care Domnul mi l-a oferit. Pentru darul Lui, pentru harul Lui, pentru bunătatea Lui, pentru îndurarea Lui, pentru mila Lui, pentru bunăvoința Lui de a fi lăsat sinagoga și de a fi venit la mine acasă. Îi cânt și laud că cine este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul Iisus! Este extraordinar. M-aș bucura să ai cântarea Vino Doamne în casa mea. Ai cântare vechi, nu știu dacă e genul tău ăsta. M-aș bucura să-i spunem Domnului Doamne, vino în casa mea. Vino Doamne să-ți arăt locul ăla. Locul ăla unde eu meditez în singurătate și mă rog. Sau vino să-ți arăt locul unde m-am certat. Sau vino să-ți arăt detalii. Vino, Doamne, în casa mea, Doamne. Vino la noi, Doamne. Vino aici, Doamne. Vino și fă bine, Doamne. Apropie-te de noi, Doamne. Apropie-te de casa mea. Apropie-te de familia mea. Apropie-te de ființa mea. Apropie-te de sufletul meu. Apropie-te de nevoile noastre și fă bine, Doamne. Și titlul predicii mele sună astfel. Viață din belșug sau supraviețuire. Mama mea, mama noastră este foarte bolnavă și bătrână. Concomitent și mama soție, mama soacră, este foarte bolnavă. Ambele au fost niște soții bune, credincioase, harnice. Acum, atât una cât și cealaltă, trebuie să fie asistate 24 din 24. M-am dus la mama bătrână, bolnavă și s-o sărut și eu merg și încerc să spun o glumă și ce frumoasă ești. Și a zis, nu mă pupa, că e usurântă. Uite ce frumos ești. Ce... Nu mă pupa. Cum mă, dumneata ești cea mai frumoasă. Și trebuie să meargă fetele să o îngrijească în detaliu. Ea nu are viață din belșug. Nu poate să citească. Nu poate să sperie un plit, un vas. Nu poate să se miște. A încercat să iasă afară. Puțin. Și-a picat și-a spus surorilor, vă ajutăm cu tot ce trebuie, îngrijiți-o. Supraviețuire. Zilele trecute la părtășie, marțea seară, în casă la noi, avem părtășie de grup. Și a venit unul dintre cei care fac parte din grup și a zis, Alex,
este supărat din temor. Dar de ce? Avea o manifestare așa, puțin dezechilibrată. Și niște băieți au trimis un SMS în loc să-l încurajeze. Eu zic că tu ești nebun, sau ce au scris ei. L-au ieșit. Numai că el, după câteva zile, dă bilet și spune pastorului, trebuie să merg la Iași. Are tumoare pe creier. Supraviețuie. Perfuzii. Clasa nouă. Nu are ca majoratul. Alții aleargă, mănâncă, râd. Puternici. Și altul supraviețuiește. Uneori, starea unora seamănă cu starea multora dintre noi. Perește. Așa supraviețuie. Aștept altul să-mi cânte, altul să-mi predice, altul să-mi ia. Am o Biblie, programarea citirii Bibliei zilei. Și îndemn pe tine și îndemn mereu și mereu să citim zilnic Biblia. Le-am spus tinerilor, tis de dimineață, nu pune muzică obscenă, pune o muzică de asta, că toată ziua o voi fredona. Nu deschide tis de dimineață televizorul, citește în Biblie, nici computer, citește ceva din Biblie. Pune o CD cu muzică ce alină sufletul. Ia s-a sculat. Pune mâna și citește, postește, roagă-te. Fă și tu ceva pentru Domnul. Nu mai agoniza. Nu mai aștepta să te hrănească alții. Nu mai trăi din ceea ce dau alții. Când vine Domnul Iisus Hristos și mustă frigurile și mă eliberează chiar dacă doare. Chiar dacă doare, când vine El și mustră, mustrarea nu-i delicatețe, nu-i gentilețe, nu-i gest de moașă, de spital. Mustrarea este exprimarea autorității, friguri, duhuri de boală, patimă, bârfă, răutate, minciună, pornografie, legături demonice, plecați! Amin. Și lăsați-o liberă, slăviți să fie Domnul! Amin. Și când ea este liberă, se ridică și nu imaginez cum vrea să-i cânte, cum cântăm de cântare. Eu n-am ce stai, Iisuse, sunt săracă. N-am vas de alăpastru, n-am parfum, ce să fac? Eu nu pot să predic pe vânginerele meu, eu nu pot să fac, da? Vreau să-ți slujesc cu ceva. Cu ce pot, cu ce am, cu puținul meu, cu minusul meu. Și dacă fiecare din noi ne-am apucat să-i slujim Domnului cu minusul pe care l-avem, cu starea aceea de ieșire din criză, Domnul ne va binecuvânta. Amen. Amen. Ce doresc bisericii Domnului din locul acesta și de pretutindeni și fraților mei și surorilor mele care mă vor asculta pe internet. Biblia spune, niciun ostaș nu se încurcă în treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Domnul nu ne vrea să trăim ca niște dezertori. Domnul nu ne vrea să trăim din împrumut, spiritual vorbind. Domnul nu ne vrea să trăim așa la mâna altora. Domnul vrea să fim niște ostași de care să se folosească și cum cântăm noi, Domnul stă în fruntea oastei Lui. Slăvit să fie Domnul Iisus! Dacă îți aduci aminte de un domeniu în care ești prins, ți-ai dat formă față de cineva și ești prins, ai ceva anume, Biblia spune în Evanghelie după Ioan, Domnul zice, diavolul cel rău nu are nimic în noi. Dacă știi că are ceva în tine, un cui, ceva anume, și te-a făcut șantajabil, dă-i voie Domnului să intre să facă El ordine. Amen. Și să arunce frigurile din viața ta. Amen. Și viața ta, și viața mea, și viața noastră
să fie o viață de biruință. Slăvit să fie Domnul Iisus. Oameni buni, frați și surori, trăim vremurile din urmă. Și poate la o altă întâlnire vom mai discuta și altele. Trăim vremurile din urmă când parcă toți cei care am rămas corigenți, care de-abia ne scoteam media de trecere, ar trebui să ne ridicăm, să facem ce a rămas nefăcut, să ne punem la dispoziția Domnului și Domnul să fie lăudat în toate. Amin. Aș vrea să mă rog. Și pentru aceasta vă invit să stăm ridicați. Dacă aveți o stătare să mâncați, înainte de a mânca. Știți de ce? Fratele păstor a spus că ne vom întâlni și mâine seară. S-ar putea să ne întâlnim. Dar dacă nu ne întâlnim, spunea fratele de fata aceea, dar dacă nu ne întâlnim, de la o întâlnire de tineret dinspre Arad, pleca un grup de tineri spre Bucovina. Au oprit undeva la McDonald's în Târgu Mureș și duminică seară după slujba am primit telefon de la un pastor, a zis, mâine luni seară, vino la noi. De ce? Este un privilegiu. Ce anume? Un grup de tineri au plecat la întâlnirea aceea și nu mai sunt. Pe doi a luat smurdul și Ana Maria era de clasa 12-a și nu mai a apucat să prindă vacanța de primăvară. A plecat. A fost ultima predică, ultima slujbă, ultima întâlnire, ultimul moment pe care l-a avut cu Domnul. Eu aș lăsa să ne rugăm mâine seară. Dar dacă ești prins de friguri și mori în proprietatea lor, dacă te-au prins frigurile și s-au făcut stăpâne pe tine, vreau să-L chem pe Domnul să fie stăpânul vieții tale. Să fie stăpânul vieții mele, să fie stăpânul casei tale, stăpânul casei mele. Și la plecare de aici acasă, fiecare să-i spunem, Doamne, vino acasă cu noi, vino cu mine, Doamne, vino în viața mea, în umblarea mea, Doamne, în detaliu.